c'est qu'un bassin. Je l'aime. Il est bancal, total cérébral. Mais ça m'est bien égal qu'il est anormal. C'est complexe, c'est un peu complexe. C'est un mec qui est inquiet, inquiet. Ei bine, du-te în salonul mare și aprinde luminile. Dar lasă lampile la intensitate mică, până vine cineva. O pun cu sfert. Frumoasă, Leonida, cred că să ajungă în curând. Madam, care aveți? Cum? Aveți alegerea? Păi și cine v-a trimis? Tatăl meu, mi-a spus să vin aici și am venit. Tatăl dumneavoastră intenționează să vă căsătorească. Da? Vă voi scrie într-un mare registru. Aici sunt trecute cele mai bune partide din Franța. A trebuit un... Sunteți, vă rog, amabil să-mi spuneți numele și prenumele? Desigur. Silvan Hieronymus Coladat. Și acum vă rog să mă chitați numai de 100 de franci. Cum adică? Mă înțeles că poate vreau să vin aici. Nu-i nicio problemă. Vom clarifica acest lucru mai târziu. V-ați gândit ce tip de femeie ați vrut să întâlniți? Păi, am văzut în hol o blondă mai micuță. Așa ceva mi-a plăcea. Garderobiera mea? Dar dânsa nu intră în oferta mea, dar voi purta din dată o discuție foarte discretă cu dânsa. Până una alta, lăsă-l loc în cabinet. Ați ajuns! Da, am întârziat? Dumneavoastră nu, tânăra doamnă. Dar ce aveți aici? Vă umflați prea tare! Aici! Dar nu o fac intenționat, este corsetul, ea îmi face probleme! Madame! Au sosit? Nu! Doar domnișoara Amanda se învârte pe lângă delicatețe și spune: de mâine se postește! Mă scuzați, dar m-au anunțat de sosirea unei persoane foarte importante. Nu sunt o curtelă normale. Oare unde aș putea găsi o oglindă? Mă răspăs și eu cu ceva. Haide, haide, Nicolae! Intrați, bine! Intrați! Și închideți ușa! Sunteți siguri că nu ne-a urmărit nimeni? Am alegat toată ziua. Minunat mă de a te prezenta la serată. Mereu pistolă gelată. Bine măcar că a înghețat, că altfel l-am plin de noroi. Cum ajungem acasă? În sfârșit de libertate. Și acum repede ceva de îmbucat. Am mâncat și măcar de prânz. Da, dar cu ce că ne-au lăsat doar batițele. Domnile noastre, ce dore! Păi nici cu maioneză! Cu maioneză! Domnule, sunteți amabili să-i spuneți doamnei Cocorel că Teofil Chambursi din la Ferte Sujoara a ajuns? Cu sărat, masca de Leonida și cu Jacques Radan. Niște sărat! Îi aduc la cunoștință, doamne! Fiule! Tată! Fiule! Tată! Fiule! Tată! Să nu spuneți nimic despre poliție, dacă ai ști prin câte am trecut. Dar ce s-a întâmplat, tată? O să-ți povestesc când o să fii mai mare. Dar eu mă găsesc la fel de drăguță, mademoiselle Blanche. Probabil că sunt ciupulită. Aici. Cum stă pe domnișoara din hol? Cea mică și grasă? Da, probabil mă voi căsători cu ea. Vrei să mă căsători? Dar nu cu așa o țără încusă. Desigur, ce-i drept? Dumneavoastră îmi plăceți mai mult. Eu mă duc după plăcăul cu tavă. Bună idee! Haideți, mademoiselle Blanche, spuneți-mi ce știți dumneavoastră despre dragoste. Madame care trebuie să zăsească imediat. Da, sunt atât de nerăbdător să o întâlnesc. Abia și m-a anunțat pe sosirea dumneavoastră. Oh, Teofil Chambursi. Încântată. Mama, și? Unde este tânăra doamnă? Mă scuzați, cine? Frumoasa Leonida! Eu sunt aceea! Nimic, nimic! Nu s-a înșelat în privința efectului său, știam eu. Deci nu se mai poate face nimic cu ea, nu?
Nu am vrut să spun asta. Domnișoara este aparte și sunt sigură că este în măsură să strânească pasiune. Dar uitați-vă puțin cum arată! Copii! A, și încă ceva, să-i cunoașteți numai caracterul, doamnă. Nu veți găsi oriunde ați merge femeie mai încăpățânată și mai îngustă la minte, doamnă. A, și încă ceva, carnea dintre la noi familie nu se mănâncă, doamnă, se aruncă. Liniște, vă poate auzi cineva. A, deci acolo este, deci, nefericitul. Am chiar doi! Doi? Nu sunteți îmbrăcată. Poftim? O ruche închisă la gât pentru bal. Dar nu am alegătată. Mergeți la garderobă. Aici vi se oferă totul. Aranjați-vă și nimeni nu vă va mai putea rezista. Atunci am adus să mă împrospătesc, nițel. Ajut! Bineînțeles. Domnule, pentru prima dumneavoastră întâlnire m-am gândit la următorul aranjament. Dumneavoastră stați aici, pe bancă, cu spatele la ușă. Partenera dumneavoastră va intra, se va așeza și veți sta spate în spate. Veți închide ochii, veți începe o conversație. Ce mai sensibil! Da! Da, să trecem mai departe! Dar, domnule, mă bazez pe faptul că îmi veți urma întru totul instrucțiunile mele. Nu, și totuși, nu mai înflată atât de soare. Vom dar cum crezi atât de tare, domnule? Să-l desfac? Nu, mă va surprinde în timp ce fac asta. Sunt emoționat ca un copil, numai de i-aș plăcea. Aud că aș... Ea este... Mademoiselle, aceasta este cea mai importantă clipă din viața mea. Simți că vocea dumneavoastră este foarte cunoscută. Da, și eu simt cum un val de încredere ne cuprinde. Ca parfumul la 1000 de stele. Da. Lăsați-vă un pic în spate. Simțiți? Stelele noastre s-au atins. Da. De-am putea rămâne așa o veșnicie. Dar atunci ne-am putea vedea niciodată. Da, corect. Deci... Ne-ți faceți de misterul? Neapărat! Mai multe stare îmi bate inima? Da, o simt în tot corpul și este o inimă sănătoasă. Deci ne facem? Bineînțeles! A? Dă? Dră? Ba! Deci nu se poate! Leonida! Pe dumneavoastră nu mă vreau! Dar ce credeți că eu mă vreau pe dumneavoastră? Dezamăgirea m-a străit de putere! Și pe mine, domnule, ce v-ați dat frumie? Dați-mi banii înapoi! Cu baba asta urât să joc eu popa prostul de 20 de ani! Și asta în fiecare seară! Mai am și alte pastile de frumusețe rară! Un domn cu o funcție înaltă! Așteptați în salon! Porte-n și-am găsit? Ce faceți dumneavoastră aici? Ei, am încercat să mă bage pe gât pe zona dumneavoastră! Dumneavoastră, sunteți acela? Așa vă trebuie! Cum adică? Este un ușinare! Sunt lăsate așa bază! Despre ce vorbiți, domnule? Vorbim despre trădarea dumneavoastră de nedesfici, domnule! Despre talentul dumneavoastră de a fugi în momentul pericolului! Și clipa ta, cum îți crezi o masă? Imaginați-vă, domnule, dacă la Leipzig Napoleon s-ar fi ascuns în masă, dar, și-ar fi ieșit! Dar vă mai așteptat două ore la alte triunf! Totuși ar fi trebuit să fi venit cu noi la secție! La ce secție? Nu mai avem nimic, am luat toți banii toți! Dar vreau să mergem la cacelunarea asta seara. Așa e și nu am nimic. Aș putea să le rog pe gazele noastre să-mi împrumute ceva. Madame Cocare? Da, ea. Ea trebuie să plească la noastră 100 de franci. 100 de franci? Dar de ce? Păi, caută nevastă. Ai nebunit? Păi, suntem într-un stabilitate al căsătorilor. Cream că, știți dumneavoastră, vreți să mă căsătoriți. Silvan, copilul. Te întorci imediat la ghenion!
Deci chiar am venit degeaba. Bună, să-l zici. Nu mă duc la balul operei. Dacă vreți să ieși noastră mai încolo. Oh, mi-a plăcea, dar nu pot lua spre strada, mă duce singură. O să regretați dumneavoastră că m-ați adus aici. Dar puteam să stați și la pușcărie. La pușcărie? Da, domnule, la pușcărie. Ne-au băgat într-o drișcă condusă de un folosit pe capră și duși am fost. Nu înțelegeți. Lăsați-o pe mine să explic. Oricum, i-am avut ideea să evadă. Da, dar eu am avut inițiativa la momentul potrivit. Drișca s-a oprit în dreptul unui șantier. Caii stăteau pe loc. Deodată văd patru spectatori de teatru beți. Le face. Noi coborâm, ei urcă și duci am fost, domnule, de acum trebuie să fim unii. Vom fi de rău pe frigo. Domnilor, partenerul ideal pentru frumoasa Leonida. Un bărbat cu inima și minte. Fătiți bumii, mătușă! Tu ce să ia, marmazel Leonida? Putem cu Mademoiselle! Iată-l! Permite-ți să binecuvântez întâmplarea de a vă întâlni în acest loc! Este într-adevăr întâmplare! Ce e politicul? Dar ce s-a întâmplat? Nu, nimic! Cea emoționată, e de frumusețe rare. Dar mi se pare că m-ai văzut undeva. Mă scuzați, ați fost marțea trecută la teatrul italian? Nu, nu eram eu. Mademoiselle, nu am onoarea ca dumneavoastră să mă cunoașteți, dar eu vă cunosc. Nu, mi-ați imaginat. Nu mă cunoaște. Știu că v-ați dedicat cei mai frumoși ani unui poșorul gurucios. Da, de fapt, nici nu are rost să vorbim despre asta. Mi-a făcut datoria. Mă scuzați, ați fost sâmbătă trecută la grădina botanică. Nu, nu era. Mă scuzați, dar sunt deja ocupată pentru falsuri. Sigur am mai văzut undeva și asta ar fi trebuit să fie de curând. Vei cum merge? Acolo, pune-ți! Batiste! Vede-te-o! Vede-te-o la mine, buzunar! Te zice su?
Ne luăm pâine și cârnați! Domnule Prodan, domnule Prodan! Nu vedeți că burta dumneavoastră nu are limite? Eu să vă bulegi! La mine este exact nimeni. Eu sunt făcut pentru lucruri mărețe. Lași! Comisarul! Comisarul! Grijă, dragă mucio! Mai unde suntem? Plouă! Nici nu avem umbrele, ce mai călătorie! Doamne Dumnezeu, de ce mai călătorie? Sunt acoperit în motorul prea repede. Acoperiți-vă, uitați! Haideți, spuneți asta pe capete, haideți! Mi-am spus, dar mai am o pâinică cu maioneză. Ce flori! Toată? Fiule? Fiule! Da! De cine ești tu? Grignol la școală! Grignol? Cunosc grignonul. Eu vreau să vă fac chele. Și-am găsit un loc de muncă. Mare, cine ce s-a scumpit ouăle? Ajută! Vai! E prea scurtă. Fac un chiar că ajunge. E o sete. Chele! O harbă! Veniți la mine! Nu am niciun suc, dar un fotoliu minunat! Are o locuință! Are o casă! Te vedem toată mobila! Unde stai? Într-o casă! Cred! Peste un pod! Peste pod, da? Nu! Doamne! Nu! Numărul e 118. Și strada? Dar strada n-am idee. Ai uricule! Câmpitule! Nu mai da! Ce mai călătorie! Ce mai călătorie! Doamne Dumnezeule, ce mai călătorie! Deci mai urată! Da sau nu? Da, da, da. Da, 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 cercei pe care domnul Contemporan a dăruit Leonidei la botezul lui Blanche. Îi luăm, îi vindem și suntem salvați. Ce idee minunată, ce idee magnifică, păcat că n-o să meargă! Sunt fals! Toate, nu, nu, ci nu! Ia bolan! Mulpoiule! Am dat vina pe mine, eram într-un limbaj și n-am chiar. Da, da. Așteptați, 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 așteptați. Gata, deja ne-a ajuns, ne-a ajuns. Doamne, stați! 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 Hoțul care mi-a furat ieri ceasul în mijlocul bulevardului. Așa ceva! Mai întâi l-am urmărit ore întregi, apoi am pus să-l prindă, dar nu mi-am putut înapoi ceasul pentru că l-a aruncat în umbrela unui idiot. Eu sunt acela! El e acela! Domnule, primiți-o pe fața mea! Aveți bani? Da! Atunci puteți să o primiți și să începem cu un mic dejun. Eu vreau să vă fac chele! Vezi să faci chele, nu? Și te vezi oameni te întorci mai atent la vertesul joat! Ne vom împătrișa în fața comisarului cu conștiința curată. Ne va da... înapoi târnăcopul! Și ne va înapoi și pușculița! Apoi ne putem întoarce la vertesul joat! Iar eu îmi voi mânca în sfârșit curcanul cu trupul! Nu! Să facem un pas către reconciliere! Deci cine dorește să ia cuvântul? Eu! Asta o vom hotărâ la pentru joacă. Până atunci, să luăm micul dejun. Să luăm micul dejun.
vizitoare, cu o zestră de 100.000 de franci. E totul în regulă? Ei bine, du-te în salonul mare și aprinde luminile. Dar lasă lampile la intensitate mică, până vine cineva. O, frumoasă, Leonida, cred că o să ajungă în curând. V-a dat care? Cum? Aveți alegerat. Păi și cine v-a trimis? Tatăl meu. Mi-a spus să vin aici și am venit. Tatăl dumneavoastră intenționează să vă căsătorească. Da? Las un loc. Vă voi scrie într-un mare registru. Aici sunt trecute cele mai bune partide din Franța. A trebuit un... Sunteți, vă rog, amabil, să-mi spuneți numele și prenumele? Desigur. Silvan Hieronymus Coradat. Și acum vă rog să mă chitați suma de 100 de franci. Cum adică? Mă înțeles că poate să vin aici. Nu-i nicio problemă. Vom clarifica acest lucru mai târziu. V-ați gândit ce tip de femeie ați vrut să întâlniți? Păi, am văzut în hol o blondă mai micuță. Așa ceva mai plăcea. Garderobiera mea? Dar dânsa nu intră în oferta mea, dar voi purta din dată o discuție foarte discretă cu dânsa. Până una alta, lăsă-l loc în cabinet. Ați ajuns! Da, am întârziat! Dumneavoastră nu, tânăra doamnă. Dar ce aveți aici? Vă umflați prea tare! Aici! Dar nu o fac intenționat, este corsetul, ea îmi face probleme. Mada! Au sosit? Nu! Doar domnișoara Amanda! Se învârte pe lângă delicatețe și spune, de mâine se postește! Mă scuzați, dar m-a anunțat de sosirea unei persoane foarte importante. Nu-ți în locul tău la urmare. Oare unde aș putea găsi o oglindă? Nu-i nimeni. Hai să mă răspăt și eu cu ceva. Hai, intrați! Intrați la mine! Intrați! Și închideți ușa! Sunteți siguri că nu le-au urmărit nimeni! Am alegat toată ziua! Miru n-ar putea să se prezenta la o serată! Mereu pistolă gelată! Bine măcar că a înghețat, că altfel l-am prins în noroi! Cum ajungem acasă? În sfârșit, în libertate! Și acum repede ceva de îmbucat! Și am mâncat mucar de prânz! Da, dar cu ce că ne-au lăsat doar batițele! Domnile noastre, ce doresc? Păi nici cu maioneză! Cum cu maioneză? Domnule, sunteți amabili să-i spuneți doamnei Cocorel că Teofil Șambursi din la Fertesul Joara a ajuns? Cu sărat, Marta de Leonida și cu Jacques Prodan. Niște sărat! Îi aduc la cunoștință, doamne! Fiule? Tată? Fiule! Tată! Fiule! Tată! Așa, tranșe! Să nu spuneți nimic despre poliție, dacă ai ști prin câte am trecut. Dar ce s-a întâmplat, tata? O să-ți povestesc când o să fii mai mare. Dar eu mă găsesc la fel de drăguță, mademoiselle Blanche. Probabil că sunt ciupulită. Aici? Cum stă pe domnișoara din hol? Cea mică și grasă? Da, probabil mă voi căsători cu ea. Vreți să mă căsători? Dar nu cu așa o țără încusă. Desigur, ce-i drept? Dumneavoastră îmi plăceți mai mult. Eu mă duc după plăcăul cu tata. Bună idee! Haideți, mademoiselle Blanche, spuneți-mi ce știți dumneavoastră despre dragoste. Madame Bucare, trebuie să sosească imediat. Da, sunt atât de nerăbdător să o întâlnesc. Abia și m-a anunțat de sosirea dumneavoastră. Oh, Teofil Șambursi. Încântată. Mama, și? Unde este tânăra goană? Mă scuzați, cine? Frumoasa Leonida! Eu sunt aceea! Nimic, nimic! Nu s-a înșelat în privința efectului său, știam eu. Deci nu se mai poate face nimic cu ea, nu? Nu am vrut să spun asta! Domnișoara este aparte și sunt sigură că este în măsură să strânească pasiune! Dar uitați-vă puțin cum arată! Teofil! Ah, și încă ceva, să-i cunoașteți numai caracterul, doamnă! Nu veți găsi oriunde ați merge femeie mai încăpățânată și mai îngustă la mine cu doamnă! Ah, și încă ceva, carnea dintre la noi familie nu se mănâncă, doamnă, se aruncă! Liniște, vă poate auzi cine
cineva! Deci acolo este, deci nefericitul! Am chiar doi! Doi? Filipa, nu sunteți îmbrăcată. Poftim? O rochie închisă la gât pentru bal. Dar nu, m-a decoltată! Mergeți la garderobă. Aici vi se oferă totul. Aranjați-vă și nimeni nu vă va mai putea rezista. Atunci eu mă duc să mă împrospătesc, zisez. Ajut! Bineînțeles! Domnule, pentru prima dumneavoastră întâlnire m-am gândit la următorul aranjament. Dumneavoastră stați aici, pe bancă, cu spatele la ușă. Partenera dumneavoastră va intra. Se va așeza și veți sta spate în spate. Veți închide ochii. Veți începe o conversație. Ce mai sensibil. Da. Familia ei. O veți saluta? Și o veți căsători. Da, să trecem mai departe. Dar, domnule, mă bazez pe faptul că îmi veți urma întru totul instrucțiunile mele. Ma. Să-l desfac? Nu, mă va surprinde din ce fac asta. Sunt emoționat ca un copil. Nu mai de aș plăcea. Aud, ea este. Mademoiselle, aceasta este cea mai importantă clipă din viața mea. Simt că vocea dumneavoastră este foarte cunoscută. Da, și eu simt cum un val de încredere ne cuprinde. Ca parfumul la 1000 de zile. Da. Lăsați-vă un pic în spate. Simțiți? Zilele noastre s-au atins. Da. De am putea rămâne așa o veșnicie. Dar atunci ne-am putea vedea niciodată. Da, corect. Deci, ne spate să existe misterul? Neapărat. Mai multe stare îmi bate inima? Da, o simt în tot corpul și este o inimă sănătoasă. Deci ne-ntoarcem? Bineînțeles. A, dă, dră! Ionita! Pe dumneavoastră nu mă vreau! Dar ce credeți că eu mă vreau pe dumneavoastră? Dezamăgirea m-a străit de putere! Și pe mine! Dați-mi banii înapoi! Cu baba asta urâtă joc eu popa prostul de 20 de ani! Și asta în fiecare seară! Mai am și alte partii de frumusețe rară! Un domn cu o funcție înaltă! Așteptați-mi să nu Por de boa? S-am găsit? Ce faceți dumneavoastră aici? Ei, am încercat să mă bage pe gât pe zoara dumneavoastră. Dumneavoastră, sunteți acela? Așa vă trebuie! Cum adică? E sunt înșinare! Sunt lăsate așa valtă! Despre ce vorbim, domnule? Vorbim despre trădarea dumneavoastră de nedesfinși, domnule! Despre talentul dumneavoastră de a fugi în momentul pericolului! Sticlupa ta, cum îți crește vreo masă? Imaginați-vă, domnule, dacă la Leipzig Napoleon s-ar fi ascuns în masă, s-ar fi ieșit! Dar v-am așteptat două ore la alt triumf! Totuși ar fi trebuit să fi venit cu noi la secție! Dar ce secție? Nu mai avem nimic, i-am luat tot banii toți! Ce? Scuze, dar... Vreau să trece la face lunarea asta seara! Așa e și nu am nimic! Aș putea să le luăm pe gadele numai să-mi împrumute ceva! Madame Cocarel? Da, ea! Ea trebuie să plească la noastră 100 de franci! 100 de franci? Dar de ce? Păi, caută nevastă. Ai nebunit? Păi, suntem într-un stabilat al căsătorilor, cream că, știți dumneavoastră, vreți să mă căsătoriți. Silvan, copil, te întorci imediat la ghinion. Atunci chiar am venit degeaba. Mă lăsăm, dragi, că mă duc la balul locului, dacă vreți să ieși noastră mai încolo. O, mi-a plăcea, dar nu pot să las pe sărata mă duce singură. O să regretați dumneavoastră că m-ați adus aici! Dar puteam să stați și la pușcărie! La pușcărie? Da, domnule, la pușcărie! Ne-au băgat într-o brișcă condusă de un politic pe capră și duși am fost! Nu înțelege! Lăsați-mă pe mine să explic! Oricum, i-am avut ideea să evadă! Da, dar eu am avut inițiativa la momentul potrivit! Brișca s-a oprit în dreptul unui șantier.
ca ei stăteau pe loc. Deodată văd patru spectatori de teatru beți. Le fac semn. Noi coborâm, ei urcă și tu ce-am fost, domnule, de acum trebuie să fii murit! O fi pe rame! Domnilor, partenerul ideal pentru frumoasa Leonida. Un bărbat cu frumos și minte. Vă simt bunii, mătușă! Succes, mărmă, mărmă, Leonida! Poate poa. Mademoiselle! Iată-l! Permiteți-mi să binecuvântez întâmplarea de a vă întâlni în acest loc? Este într-adevăr întâmplare! Ce e polițistul? Dar ce s-a întâmplat? Nimic! Și ai emoționată, e de frumusețe rare. Dar mi se pare că m-ai văzut undeva. Mă scuzați, ați fost marțea trecută la teatrul italian? Nu, nu eram eu. Mademoiselle, nu am onoarea ca dumneavoastră să mă cunoașteți, dar eu vă cunosc. Nu, mi-ați imaginat. Nu mai cunoaște. Știu că v-ați dedicat cei mai frumoși ani unui poșorul gurucios. Da, de fapt, nici nu are rost să vorbim despre asta. Mi-a făcut datoria. Mă scuzați, ați fost sâmbătă trecută la grădina botanică. Nu, nu era. Mă scuzați, dar sunt deja ocupată pentru valsuri. Sigur am mai văzut undeva și asta ar fi trebuit să fie de curând. Vei cum merge? Acolo, poliție, poliție! Mai unde sunteți? Plouă! Din
nici nu avem umbrele, ce mai călătorie! Doamne Dumnezeule, ce mai călătorie! Să ne acoperim o soră prea repede! Acoperiți-vă, uitați! Haideți, spuneți asta pe capete, haideți, domnule! Mi-am spus, dar mai am o pâinică cu maioneză! Haide, 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 ce flow! Tata? Fiule? Fiule! Da. De ce nu ești în grignol la școală? Grignol? Cum ați grignolul? Eu vreau să vă fac chele și am găsit un loc de muncă. Mare, cine ce s-a scumpit, ouăle? Arnaud! Vai! E prea scurtă, fac un chiar că ajunge. E o sete! Chele! O harbă! Veniți la mine! Nu am niciun suc, dar un fotoliu minunat! Are o locuință! Are o casă! Se vede toată mobila! Unde stai? Într-o casă! Cred! Peste un pod! Peste pod, da? Nu! Doamne! Nu! Numărul e 118! Și strada? Da, strada n-am idee. Ai uricule! Câmpitule! Nu mai da! Ce mai călătorie! Ce mai călătorie! Doamne Dumnezeule, ce mai călătorie! Deci mai urată? Da sau nu? Da, da, da. Da, 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 cerceii pe care domnul Contempoia a dăruit Leonidei la botezul lui Blanche. Îi luăm, îi vindem și suntem salvați. Ce idee minunată, ce idee magnifică, păcat că n-o să meargă! Sunt fals! Fals! Noroci, nu! Ia bolanul! Mulpoiule! N-am dat vina pe mine, eram într-un impas din acasă. Da, da. Așteptați, așteptați! Am așteptat, am așteptat! Gata! Deja ne-a ajuns! Ne-a ajuns chiar după teamă, Petru! Petru! Stați-mă, doamne, stați! Domnitoare! În sfârșit mă găsesc! Nu, nu, Felix, suntem salvați! Domnule, aveți bani? Aveți bani? Da, atunci plătiți acestor doamne 25 de franci. Nu înțeleg nimic, dar plătesc. 5, 10, 15, 20, 25. 30! 30. Vă caut de ieri, peste tot. De unde veniți acum? De la secția de poliție. Cum? Și el? Hoțul. Care? Hoțul care mi-a furat ieri ceasul în mijlocul bulevardului. Așa ceva. Mai întâi l-am urmărit ore întregi, apoi am pus să-l prindă. Dar nu mi-am putut înapoi ceasul, pentru că l-a aruncat în umbrela unui idiot. Eu sunt acela! El e acela! Domnule, primiți-o pe fața mea. Aveți bani? Da! Atunci puteți să o primiți și să începem cu un mic dejun. Eu vreau să vă fac chele! Vezi să faci chele, nu? Și se vezi eu anii prost. Te întorci mai atent la versetul joat! Ne vom împătrișa în fața comisarului cu conștiința curată. Nu ține înapoi târnăcopul! Și ne va înapoia și pușculița. Apoi ne putem întoarce la pertesul jos. Iar eu îmi voi mânca în sfârșit curcanul cu trupul. Nu, 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 să facem un pas către reconciliere. Deci cine dorește să ia cuvântul? Eu. Uite, asta o vom hotărâ la pertesul jos. Până atunci, să luăm micul dejun. Să luăm micul dejun.